Decesul unei rude apropiate presupune și demararea unei proceduri prin care bunurile mobile și imobile care i-au aparținut de-a lungul vieții pot trece în posesia moștenitorilor. Așa cum din martie 2019, în legătură cu modificarea legislației, descendenții defunctului nu mai sunt obligați să accepte moștenirea în termen de 6 luni, oamenii care nu au perfectat actele la timp întâlnesc dificultăți. Problemele ce țin de perfectarea moștenirii sunt unele dintre cele mai des întâlnite de către avocați, mai ales în rândul vârstnicilor din mediul rural. Cel mai des ne confruntăm cu faptul că persoanele nu au acceptat moștenirea prin depunerea unei declarații de acceptare în termen de 6 luni de zile de la momentul decesului rudei sau persoanei, așa cum prevedea legislația civilă în vigoare până în luna 3 a 2019, apare necesitatea în cazul dat ca moștenitorul să se adreseze în instanța de judecată o cerere de constatare a faptului acceptării moștenirii prin intrare în posesie. Pentru ca moștenitorul să poată intra în drepturile depline asupra bunului moștenit, acesta trebuie să se adreseze în primul rând la un notar. După ce am constatat faptul decesului și locul ultimul domiciliu, cu persoana care s-a adresat, stabilim cercul de moștenitor, actele care urmează să le prezinte pentru perfectarea unei moșteniri. După ce s-au prezentat toate actele solicitate de notar, invităm moștenitorii și deschidem procedura succesorală. Moștenitorul nu poate să renunțe decât în termen de 3 luni din momentul în care a aflat despre deschiderea moștenirii. Dacă moștenitorul a fost notificat corect, a cunoscut faptul deschiderii moștenirii și nu s-a adresat la notar în termen de 3 luni, el nu mai poate renunța la moștenire pe motiv că a acceptat implicit moștenirea. În cazul în care moștenitorii locuiesc peste hotarele țării, pot iniția procedura de moștenire prin intermediul reprezentanței diplomatice din țara în care se află. Este caracteristic pentru Republica Moldova atunci când din 3 sau 4 moștenitori prezenți în fața notarului avem, să zicem, 2. Restul sunt plecați peste hotare. Nu se întâmplă nimic grav pentru că Republica Moldova are reprezentanțe diplomatice aproape în toate statele și în cazul dat moștenitorii pot să meargă la reprezentanțele diplomatice ale Republicii Moldova în statul în care ei se află, perfectează o procură pentru perfectarea moștenirii și notarul perfectează moștenirea în baza procurii. În situația în care defunctul nu a lăsat nimănui un testament sau un contract de donație și nici nu are moștenitori, atunci chiar și rudele îndepărtate pot pretinde la bunurile acestuia adresându-se în instanța de judecată. Tot în instanța de judecată poate fi contestat certificatul de moștenitor atunci când după repartizarea bunurilor mai apare un succesor care pretinde la ele. În acest caz, justițiabilul trebuie să achite taxa de stat, care, conform legii, presupune 3% din valoarea acțiunii, dar nu mai puțin de 150 de lei și nu mai mult de 25.000 de lei de la persoanele fizice. Procedura de contestare a certificatului de moștenitor presupune că la notar, când s-au adresat moștenitorii, n-au fost aduse la cunoștință tot cercul de moștenitori și vicios a fost dus notarul în eroare și a apărut un moștenitor care nu a fost inclus în masa succesorală și pentru aceasta se contestă certificatul de moștenitor legal în instanța de judecată. Prin marturi, prin certificate din primărie, să confirme că sunt rude depărtate și pot să pretindă la bunurile unde nu sunt moștenitori. Odată cu moștenirea bunului, succesorului îi revine și obligația de a perfecta toate actele asupra acestui bun. Deci este necesar ca moștenitorul să prezinte certificatul de moștenitor eliberat de către notar, actele de proprietate ale defunctului, deci această normă a fost introdusă prin modificarea codului civil. La momentul înregistrarea dreptului de proprietate în baza certificatului de moștenitor costă 130 de lei, deci termen de executare 7 zile. Din ianuarie 2024 urmează să intre în vigoare noile taxe pe care moștenitorii vor fi obligați să le achite în bugetul de stat pentru a intra în posesia bunului moștenit.